Așteaptă o iarnă grea. Asta îți spun toți analiștii. Avem noroc însă că președintele Klaus Iohannis ne învață cum să facem economie la energie. În primul rând, electricitatea se folosește atunci când chiar trebuie și nu ca să ilumine în grădina. Al doilea sfat, temperatura din casă și cea a apei nu trebuie să fie exagerată. Și nu în ultimul rând, președintele îți dă o lecție. Nu face risipă. Iohannis se mândrește cu faptul că el nu face risipă, nu din banii publici cel puțin, dar din banii lui da. Îți reamintesc, Klaus Iohannis are numai puțin de 6 case. Discut despre economiile președintelui sau economiile pe care ne îndeamnă să le facem președintele, cu Marius Pieleanu, sociolog. Bună seara, domnule Pieleanu, și bine v-am regăsit! Salut, Mona, mulțumesc pentru invitație! Domnule Pieleanu, poate Iohannis să dea sfaturi despre economie și risipă când dumnealui are palmaresul pe care îl are? Da, este un sas, fără niciun fel de trimitere la melodia celebră. Este un sas cu foarte chipzuit. Bine, în general, lăsând deoparte gluma sau ironia, sașii sunt un popor care sunt organizați, ordonați și relativ muncitori, nu putem să nu recunoaștem asta. Și ca orice sas muncitor și strângător, sunt 6 case, economiile sale de viață, nu-i așa, din meditațiile la fizică, parcă, da? Și alte și alte lucruri. Acum, sigur că îi vor fi necesare, pentru că după ce nu va mai fi președinte, dacă nu va mai pleca, cum se pare că nu va pleca, va trebui să se chirzuiască, da? Va avea o pensie sau o indemnizație de fost președinte, nu pensie adecvată, o casă de protocol. Probabil că va trebui să facem o casă de protocol la Sibiu, că nu mai știu dacă mai avem pe acolo, Ceaușescu avea pe vremuri. Dar nu mai știu dacă are APPS-ul a păstrat-o, că ar trebui să rămână în București, altfel. Casele de protocol sunt doar în București și ceva pe litoral. Dar pe litoral e rău iarna, știți, bate vântul. Nu e... Sunt furtuni. Da, un om chipzuit. Dacă ne învață cum să stingem lumina, să nu mai irosim noi așa energia, ce să spun? Un om chipzuit. Din păcate nu a fost atât de chipzuit și de așezat și de anticipativ cu votul din Parlamentul Olandei de astăzi, din păcate. Așa este. O palmă adresată clasei politice din România, pentru că nu poporul român e de vină, cred că sunteți de acord cu mine. Noi, ca cetățeni, nu avem mare lucru de făcut, decât să ne vedem de treabă, sigur. Dar clasa politică ar fi trebuit să facă mai multe. Cel mai mare eșec de la aderarea României la structurile economice europene încoace. Cel mai mare eșec. Totuși, domnule Pieleanu... Și eu vă de blam pentru tot ceea ce înseamnă politica românească. Dar, mă rog, nu e locul și nu e nici timpul potrivit pentru analiza asta la dumneavoastră acum. Pe o notă mai serioasă, domnule Pieleanu, mai are Iohannis credibilitate în fața populației cu astfel de afirmații? Păi nu are. Era la 20% până acum. Cred că povestea asta cu Schengen-ul, deși, mă rog... afectează mai degrabă elitele intelectuale, spun eu, middle class-ul românesc, cât este el, tinerii cu conștiință civică și națională, dacă vreți, care sunt interesați de chestiunea asta, pentru că poporul unic muncitor, mă tem că nu e foarte afectat, dar vedeți că nu există o gândire de dezvoltare strategică a României, ne împiedicăm de lucrurile astea. Sigur, președintele, așa, prin efect, ca să zic așa, la alegerilor sale, domniei sale a doua oară, se mai bucură un pic de e respectul față de instituție. Aici România au chestiunea asta, respectul față de instituție. Dar încet, încet, el se va epuiza, se va cum să spun, volatiliza, fiindcă nu mai reprezintă un punct de interes politic sau strategic pentru populație. Așa se întâmplă cu orice președinte care începe să intre în partea a doua a celui de-al doilea mandat, conform Constituției, cât are voie. Trebuie deja să ne gândim și lucrurile după cum se precipită și vizita doamnei Chiove și trebuie să ne gândim deja la cine va fi următorul președinte. Încă nu știm. Automat. Domnule Pieleanu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumesc și eu mult să rămână.